8 tone de alimente au fost transportate la București pentru refugiații din Ucraina. Consiliul Județean Mehedinți a alocat suma de 50.000 de lei filialei Mehedinți a Crucii Roșii pentru a sprijini campania demarată la începutul lunii martie. De asemenea, la donația autorităților județene s-au adăugat cele ale organizației de tineret a Partidului Social Democrat din Mehedinți, dar și donațiile persoanelor fizice și agenților economici. În cadrul campaniei de strângere de alimente neperisabile și produse de strictă necesitate derulată în județul Mehedinți pentru refugiații din Ucraina, s-au strâns până acum sume de bani din care s-au cumpărat alimente și produse de igienă care au fost sortate și transportate în capitală. La data de 2 martie, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență s-a întâlnit și am organizat punctele de colecte de ajutoare pentru Ucraina, sub denumirea Campania pentru Ucraina. Vreau să vă spun că imediat ne-am organizat între cele două centre din Aluniș și din zona Veterani și la Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Brătianu. De o lună de zile am încheiat, acțiunea, că ne-am aranjat. Acum pleacă tirul la Crucea Roșie Română. Acolo paleții noștri vor pleca mai departe cu convoi organizat de Crucea Roșie Română. Nu știu în care parte, o să vedeți și dumneavoastră, a vămilor din România. Ce vreau să vă zic, mult să mulțumim Consiliului Județean care ne-a sprijinit cu suma de 50.000 de lei. O sumă care nu s-a cheltuit în totalitate, pentru că ne mai trebuie rezerve, bani care, prin contractul care l-am încheiat, sunt în contul Crucii Roșii și ce a rămas o să discutăm să fie stocat pentru situații de urgență sau, poate, probabil, așa am zis, pentru refugiați care vor rămâne pe raza județului Mehedinți, dacă va fi cazul. La acțiunea de încărcare a pachetelor a participat vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, Ionică Negru. Autoritățile județene au alocat suma de 50.000 de lei filialei Mehedinți a Crucii Roșii pentru a sprijini campania demarată la începutul lunii martie. Consiliul Județean a acordat o sumă de bani pentru Crucea Roșie. Am hotărât în Consiliul Județean, împreună cu domnul președinte și consilierii județeni, să acordăm suma de 50.000 de lei pentru Crucea Roșie, ca ulterior aceștia, prin serviciile dumnealor, să achiziționeze anumite produse strict necesare și la indicațiile celor care urmează să se folosească de ele, să le trimitem acolo în zona de conflict. După cum vedem, de asta ne-am și deplasat astăzi aici, se încarcă toate produsele care au fost strânse cu ajutorul Crucii Roșii și o să plece către București. De acolo, în continuare, o să formeze alte convoaie către zona de conflict. La donația Consiliului Județean s-au adăugat cele ale organizației de tineret a Partidului Social Democrat din Mehedinți, dar și donațiile persoanelor fizice și agenților economici și s-au strâns 8 tone de produse care vor ajunge la refugiații din Ucraina. TSD Mehedinți a demarat încă din primele zile de la sosirea refugiaților în țară o amplă campanie umanitară pentru a strânge cât mai multe produse și alimente pentru ucrainenii nevoiași. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la această acțiune. Le mulțumesc tuturor celor care din puținul lor au decis să vină și să sprijine aceste familii cu atât de multe probleme, familiile care au fugit de frica războiului și de frica bombelor. Organizația noastră TSD Mehedinți, sprijinită de PSD Mehedinți, va organiza în perioada următoare acțiuni caritabile într-un număr cât mai mare de comune din județul nostru și avem nevoie de tot sprijinul dumneavoastră. Campania continuă și pe parcursul acestei luni cu sprijinul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți și al voluntarilor. Le mulțumim tuturor celor care au dat dovadă de solidaritate și au ales să se implice activ în campania de întrajutorare a refugiaților din Ucraina.
Cetățenii care doresc să-și exprime în continuare intențiile de sprijin o pot face la adresa de mail ajutoarea@ronisumehedinți.ro din cadrul Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, care funcționează permanent la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți. Totodată le reamintim cetățenilor că la nivel județean rămâne operațional punctul de primire donații din cadrul sediului numărul 2 al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți, situat pe strada Ice Brătianu numărul 2. Peste 500 de voluntari și peste 100 de angajați ai filialei române a organizației Crucii Roșii ajută zilnic refugiații care ajung în România și care părăsesc țara, dar și în colectarea și distribuirea ajutoarelor umanitare pe teritoriul Ucrainei.